Bună! Astăzi am zis să fac un vlog și vă iau cu mine la cumpărături și vreau să-mi caut o ținută de Revelion. O să merg și la Mojito, așa că nu știu de ce mi-mi stă părul ăsta. Prima dată vom merge la Cargus, trebuie să iau niște colete, apoi la poștă și mai vedem. Și trebuie să duc și un cadou cumva. Bradul ăsta din spatele meu este senzațional, arată de milioane. Dacă l-ați putea vedea, dar se blurează imaginea puțin. Ne vedem acasă, pentru că am să vă arăt câte ceva. Am fost și la poștă să iau niște colete, m-am întâlnit și cu Cargusul, cu cei de la Cargus. Am primit și de acolo un colet și trebuie să vă arăt.
am făcut și câteva cumpărături în mall, la Mojito, bineînțeles. Și da, ne vedem acasă. Am ajuns acasă și vreau să vă arăt ce am primit. Am primit un colet de la Kiko. Și am 6 rujuri. Am 6 rujuri din colecția Unlimited. Am să vă desfac unul. Abia aștept să le testez. Cam așa arată. Am să vi le arăt într-un clip separat. Ok, aici am primit un colet de la Irresistible Me. Și este acel ondulator 8-in-1. Vine într-o husă din aceasta. Și este destul de mare. Tocmai am fost la Arsani să-mi cumpăr acest adaptor. Îmi place că este albastru. Aceasta este baza. Și am mai multe capete interschimbabile. Are și display electronic. Și de-abia aștept să îl testez. Cam așa arată, cu cel mai subțire. Nu știu dacă îl voi folosi chiar pe cel mai subțire, dar vedem. De ăsta sunt foarte curioasă să văd cum funcționează. Da, nu știu, vedem. Și am și o mănușă de protecție. Da. Am să vi-l arăt într-un clip. Astăzi am primit un cadou de la Himalaya. Și am primit o eșarfă de la Meli Melo. Așa arată, îmi place foarte mult, este foarte drăguță. Și îmi place foarte mult materialul, este atât de fin. Nu vă puteți da seama. Dar credeți-mă pe cuvânt. Și pentru că nu puteam să plec din mall fără să cumpăr de la Mojito, mi-am cumpărat. Ăștia nu sunt de la Mojito. Mi-am luat niște șosețele din astea cu Moș Crăciun. De am luat de la categoria de copii. Pentru că cele pentru damă mi se păreau foarte mari. Eu port 36-37. Drăguțe. Și de la Mojito mi-am luat această bluză roz fucsia. Este o cămășuță cu mânecă 3 sfert și lărguță, așa, oversize. Îmi place foarte mult și are un fermoar. Da, îmi place acest roz fucsia. Și mi-am mai cumpărat acest tricou. Este un alb cu sclipici. Nu știu dacă se vede pe cameră. Și scrie Be Yourself, Not Someone Else. Și literele de la B sunt din metal. Îmi place foarte, foarte mult. Și pe spate toate hăinuțele Mojito au câte o plăcuță cu inscripția Mojito. Au fost la reducere, apropo. Ăsta a fost 50 de lei de la 80. Și cămășuța vreo 70 de la 100 și ceva. Nu mai știu. Oricum am să vă inserez poze din cabina de probă. Și m-am așezat în pat pentru că sunt cam obosită. Mă epuizează sărbătorile, îmi plac foarte mult, dar mă cam epuizează. Cam acesta a fost vlogul. Nu uitați să-mi dați un like dacă v-a plăcut. Să știu să mai fac și pe viitor. Și da, ne vedem la următorul clip. V-am pupat! Pa, pa!